înseamnă agențiilor și structurilor de interare de asistență socială. Vă mulțumim mult! Vă mulțumim mult pentru că ne-ați onorat prezența. Dăm start evenimentului Rezultatele Start, investiții fără precedent în sistemul de asistență socială, echipamente IT moderne pentru fiecare lucrător din prima linie din domeniul asistenței sociale. Acest echipament a fost donat de către UNICEF Moldova, cărora le mulțumim foarte mult, cu sprijinul financiar al Guvernului Marii Britanii. În continuare, îi oferim cuvântul domnului Alexei Guzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale. Bună ziua, stimate colege și câțiva stimați colegi. Astăzi este o zi foarte importantă pentru noi, pentru că aproape la un an de când am lansat ambițioasa reformă Restart a sistemului de asistență socială în Republica Moldova, începem seria de evenimente prin care arătăm primele rezultate, primele rândunici. Noi, în cadrul aceste reforme ne-am propus să lărgim accesul, să îmbunătățim calitatea intervențiilor noastre. Și este foarte clar pentru noi că acest lucru nu o să fie posibil fără a face investiții substanțiale, fără precedent, în colegii noastre din prima linie. Da. Cu părere de rău, mulți ani aceste investiții au întârziat să apară și noi, în cadrul reformei Restart, vrem și vom rectifica acest lucru. Deci astăzi, în cadrul acestui eveniment, vom dona peste 1500 de echipamente IT performante pentru toți asistenții sociali, pentru toți specialiștii în protecția copilului, pentru toți colegii noștri care lucrează în prima linie, care oferă suport direct cetățenilor și copiilor din Republica Moldova. Este foarte important acest lucru. De ce? Pentru că, spre exemplu, în acest sezon rece a anului, colegii mei, asistenții sociali, împreună cu bibliotecarii, au înregistrat în sistem peste 400.000 de gospodării și familii. Lucrul ăsta este un efort enorm și, cu siguranță, acest lucru poate fi mult mai eficient atunci când ai acces la un echipament, la un laptop, la o tabletă, la un calculator performant. La sfârșitul anului 2023 aveam peste 20.000 de copii în situații de risc. Este foarte complicat să oferi o intervenție eficientă dacă nu ai acces la un sistem informațional, nu ai acces la tehnologii informaționale. La fel, la sfârșitul anului 2023 aveam peste 33.000 de copii care erau separați de părinți. Este extrem de complicat să oferi suport calitativ, prietenos copiilor, dacă lucrul ăsta se face doar pe hârtie și nu este bazat pe un sistem informațional și dacă colegii mei nu au acces la echipamente performante. Asta este miza a reformei. Noi vom investi în colegii noștri din prima linie. Vreau încă o dată să utilizez această oportunitate să mulțumesc enorm de mult. Nu știți cât admirație am eu față de voi. De fiecare dată spun că noi avem o zi complicată la minister și la noi, de fapt, fiecare zi este complicată pentru că suntem la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Eu și colegii mei ne gândim la voi, ne gândim la curajul, la determinarea cu care vă luptați în fiecare zi pentru beneficiarii voștri. Pentru că asta contează. Sunteți extrem de minunați, sunteți foarte bravo. Eu, ca și ministru, sunt mândru de voi, să știți lucrul ăsta. Și să știți că în echipa ministerului aveți o echipă care se luptă pentru interesele noastre. Și de asta tot timpul vorbim de investiții în colegii noștri din prima linie. De asta noi, la sfârșitul anului trecut și inclusiv în acest an, împreună cu colegii noștri de la UNICEF, de la Programul Alimentar Mondial și alți parteneri, am putut realiza acel program de plăți unice pentru susținerea colegii noștri din prima linie. De aceea astăzi oferim aceste echipamente performante pentru fiecare
coleg al nostru din prima linie. De aceea, noi în scurt timp vom demara un program ambițios de formare, inclusiv prin care vom consolida capacitățile digitale ale dumneavoastră. Să știți că în lupta dumneavoastră pentru interesele copiilor aflați în situații de risc, pentru interesele copiilor care sunt separați de copii, pentru interesele beneficiarilor care se află într-o situație complicată, să știți că aveți alături echipa Ministerului și echipa UNICEF. Bunii noștri prieteni și parteneri la UNICEF ne-au susținut mereu în acest demers. Sunt cei mai importanți parteneri noștri în elaborarea și implementarea reformei Restart. Eu vreau să le mulțumesc foarte mult. Maha, aveți o echipă extraordinară, lucrăm cot la cot. Și vreau să mulțumesc colegilor și bunilor noștri prieteni din la Ambasada Marii Britanii și din Guvernul Marii Britanii pentru suportul pe care l-a oferit, inclusiv prin intermediul echipei STAR, care ne ajută să venim cu soluții destul de importante în contextul reformei Restart. Toată admirația, toată plecăciunea mea. De fiecare dată când vedem neputință, când vedem nedreptate, strângem din pumni determinarea și mai mare și lupta până la capăt. Copiii Republicii Moldova, cei mai vulnerabili cetățeni din Republica, nu merită mai puțin. Vă mulțumesc mult încă o dată. Mulțumesc. It is very hard to follow up a speech like the minister's, and so I will forget my speech and maybe instead say one thing. Oh, don't worry. După un discurs ca cel pe care l-a avut. Pardon, sorry. Here. După un discurs ca cel pe care l-a avut domnul ministru, m-am hotărât să renunț la cel pe care l-am pregătit eu și să vin cu un alt mesaj decât cel pe care l-am pregătit acasă. Let me start by saying that it is truly our honor and our privilege to be working with the Minister of Labor and Social Protection and his team and really with all of you. Vreau să încep prin a spune că este de fapt o onoare pentru noi cei de la UNICEF, un privilegiu să lucrăm cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu echipa domnului ministru și cu dumneavoastră. The minister never misses an opportunity to emphasize that the true heroes are the frontliners, and we echo that. Domnul ministru nu scapă nicio oportunitate să menționeze că eroii adevărați sunt cei care sunt în prima linie de muncă și noi, de asemenea, suntem de acord cu aceste afirmații. When we talk about this valuable donation today, estimated at around $1.4 million, you all know we are not talking about the hardware alone. Atunci când noi vorbim despre această donație, care are o valoare de 1,41 de milioane de dolari, noi cu toții știm că nu vorbim doar despre un echipament. It's about actually making the system work better for you and for vulnerable children and their families. De fapt, ideea este în aceea ca să facem în așa fel încât sistemul să funcționeze mai bine și asta să fie spre binele și a dumneavoastră și a familiilor din țară vulnerabile și pentru copiii acestora. It's about addressing some gaps in the system, about more systematic data management, more systematic taking of records and cases. Este vorba despre eforturile noastre, a tuturor, de a încerca să eliminăm, să reducem lacunele care există în sistem, pentru a putea face în așa fel ca să putem în mod mai sistematic și mai corect, cu mai mare precizie, să colectăm datele și să ținem evidența. Minimizing the inaccuracies of paper-based systems and allowing for an analysis across the data that makes sure that all the services work for the children as they should. Astfel ne vom strădui să reducem situațiile în care avem o precizie mai mică din cauza faptului sau în situațiile în care datele sau evidențele se țin pe bază de hârtie. Dacă evidențele se vor ține în formatul electronic, aceasta va permite o analiză mai utilă a acestora, în așa fel încât să ne asigurăm că toate serviciile sunt prestate celor care au nevoie de ele. We know, as you all know, that issues in child protection and social protection are interconnected,
And so it's important to make sure that the different systems, the different services meet what the children need, because it cannot be cash alone to alleviate vulnerability and poverty. It must be cash plus care. And it must be the services that the families and the children need to really alleviate poverty and alleviate their vulnerability. Noi cunoaștem cu toții despre faptul că problemele sau aspectele care țin de protecția copilului, cele care țin de protecția socială, astea sunt sisteme care sunt interconectate între ele. Astfel că nu putem să vorbim despre faptul că pentru copii va fi suficient bunăvoară să se ofere doar asistența bazată pe mijloace financiare, doar cea bazată pe bani. Din contra, aceștia au nevoie și de îngrijire și de anumite servicii. Deci trebuie să existe această complementaritate pentru a fi posibilă eradicarea sau reducerea poverii sărăciei pentru aceste familii. And the part that I am very excited about myself when we talk about really is case management. This digital system will allow a better system of case management for social workers and for the directors of the services to ensure that the cases are being managed at a standardized fashion, in a uniform manner, and that social workers themselves are supported by prompts, by standards, to ensure that everyone is receiving the same quality of service across the country. De asemenea, aceste sisteme IT, ele vin și în ajutorul lucrătorilor sociale atunci când este vorba despre gestionarea dosarului unui beneficiar, despre gestionarea cazurilor până oară. Astfel că și asistenții sociali și șefii din aceste structuri vor putea să asigure o monitorizare mai standardizată, mai uniformă a gestionării diverselor cazuri ale beneficiarilor. Și totodată pentru lucrătorii sociali va fi mai comod să se ghideze, să urmărească anumite standarde în așa fel încât să se asigure că toți beneficiarii se bucură de servicii de aceeași calitate. The machines will not do this, but the management of the data will. Echipamentele, calculatoarele însă și ele nu vor reuși să facă acest deziderat, însă gestionarea datelor va ajuta în acest sens. So of course you are all key to this succeeding. Vă să zic că dumneavoastră cu toții reprezentați cheia succesului. When we say that we want to make the system more resilient to shocks such as COVID-19 pandemics or crises or wars next door, the computer will not do this. It is you that will make this work well. Atunci când vorbim despre aceea că ne dorim un sistem social care să fie mai rezilient la situații de șoc, din alea neprevăzute cum a fost pandemia de COVID-19, cum se întâmplă cu războiul care se desfășoară în vecinătate. Și nici în acele situații nu ne vor ajuta însă și doar ele calculatoarele, ci voi sunteți cei care veți contribui la formula succesului. So I truly hope that you and your teams will make the most of this opportunity to make this system work well for you and for the vulnerable children and their families. Așadar, sper cu adevărat că dumneavoastră, prin echipele și cu echipele dumneavoastră, veți reuși să valorificați acest sistem cel mai bun mod posibil pentru ca să livrați serviciile necesare pentru beneficiarea dumneavoastră, dar să fie și spre folosul dumneavoastră. In alignment with the Ministry's Restart Reform efforts, UNICEF is committed to bolstering the social protection system through technical assistance, capacity building initiatives, and the provision of this essential IT equipment. Iar în eforturile Ministerului de a implementa reforma Restart și UNICEF se alătură acesteia, străduindu-se cu eforturile sale să asigure consolidarea sistemului, prin asistență tehnică, susținând eforturile de consolidare a capacităților și vinovară prin oferirea echipamentului IT. All of these efforts are aimed to empower frontline workers, such as community social assistants, who play a pivotal role in addressing the acute needs of the vulnerable groups. Toate aceste eforturi sunt menite să abiliteze pe lucrătorii de primă linie, pe asistenții sociale, comunitari, pe dumneavoastră, care se consideră că aveți un rol extraordinar de important în asigurarea răspunsului la necesitățile acute din comunitate. We extend our appreciation to UK's FCDO for their generous contribution during Moldova's most challenging times. This support will substantially strengthen our child protection systems, enabling us to deliver better quality services faster to children and families in need, including refugees. De asemenea, pe această notă aș vrea să-mi exprim recunoștința față de Oficiul pentru Afaceri Externe, Comunitate și Dezvoltare, pentru faptul că se află alături de Republica Moldova în aceste vremuri care sunt
foarte dificile pentru aceasta și, de asemenea, oferă asistența suportelor pentru fortificarea sistemului de protecție a copilului, astfel reușindu-se unirea unor servicii de o calitate mai bună, cu o viteză mai mare, inclusiv pentru pentru persoanele refugiate. This collaboration between MLSP, UNICEF and FCDO underscores our shared commitment to promoting and safeguarding the rights and well-being of all children in Moldova. Prin această unire a eforturilor între UNICEF, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Oficiul pentru Afaceri Externe, Economie și Dezvoltare, este demonstrat angajamentul puternic care există între aceste părți față de binele copiilor, tuturor copiilor din Republica Moldova. Together and with you, we will continue to work tirelessly to ensure a brighter and safer future for every child in Moldova. Și alături de dumneavoastră vom munci neostenit pentru a ne asigura că copiii din Republica Moldova pot să se bucure de un viitor luminos. Vă mulțumesc. Vă mulțumim mult, doamna Damaș, mulțumim încă o dată UNICEF Moldova pentru tot suportul oferit în sistemul de asistență socială de Republica Moldova și în special în domeniul protecției drepturilor copiilor. În continuare, îi oferim cuvântul doamnei Pippa Brown, consilieră umanitară, Foreign Commonwealth and Development Office. Good morning, colleagues, and it's so lovely to see so many people here today. Bună dimineața, dragi colegi. Îmi pare foarte bine atât de multe persoane să vedem astăzi prezente la acest eveniment. It's my pleasure to be here on behalf of FCDO and the British Embassy to celebrate this donation of all this ICT equipment that we can see here today to the Ministry of Labour and Social Protection. Îmi pare foarte bine că pot aici să mă aflu în numele Oficiului pentru Afaceri Externe, Economie și Dezvoltare și în numele Ambasadei Marii Britanii ca să celebrăm, să ne bucurăm împreună de posibilitatea de a oferi această donație Ministerului Muncii și Protecției Sociale. The UK is really proud to work with UNICEF and of course the Ministry of Labour and Social Protection so closely, and this really is a partnership, as Maha said. It's something that we're doing together and we're really happy to be a part of that partnership. Și ne simțim de asemenea foarte mândri că am putut să fim împreună în această inițiativă, împreună cu UNICEF și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, deoarece, într-adevăr, așa cum a zis și Maca mai devreme, noi avem o relație de parteneriat. Acesta este un parteneriat și ne pare bine că putem să facem parte din el. There's so much work going on at the moment to strengthen the child protection and the social protection systems in Moldova, and there's just tireless efforts happening from the whole of the UNICEF team, the whole of the Ministry of Labour and Social Protection team, and of course the frontline workers that are here today. Atât de multă muncă se dedică pentru sistemul protecției copilului, pentru sistemul protecției sociale în Republica Moldova. Neostenit se muncește și partenerii și UNICEF și Ministerul, toți dumneavoastră care sunteți prezenți aici, depuneți eforturi uriașe în asigurarea serviciilor în aceste sisteme. This is such a strong partnership and such a strong collaborative effort. And over the past year, there's been so much work going on in terms of technical assistance, in terms of capacity building, legislative and administrative support, to really help make this reform happen and make it really, really successful. Iar în ultima perioadă, de asemenea, foarte multe eforturi s-au depus din perspectiva asistenței tehnice, din perspectiva consolidării capacităților, a unor eforturi la nivel legislativ, la nivel administrativ, pentru ca această reformă, pentru ca această donație să fie posibilă. A really important part of that is all this equipment that we can see here today. Around $1.4 million of ICT equipment, which is going to be distributed across the country to subnational offices as well as the central ministry. Iar acest echipament pe care îl vedeți aici, cu o valoare de $1.4 million, va fi distribuit în țară celor de la minister, dar și în structurile teritoriale. I'm really confident that these resources are going to the right place and that coupled with the technical assistance, it's going to make a really big difference to helping the ministry to fulfill their ambitious social protection reform agenda. Iar eu am încredere, cu adevărată încredere, că aceste echipamente vor merge exact unde acestea trebuie să se afle. Și împreună cu asistența tehnică care se va oferi, va fi posibilă să se facă această schimbare care este dorită de minister prin implementarea ambițioasei reforme Restart.
The technical equipment is really important for improving data management, of digitalizing service provision, and also improving effective and accurate data collection and management. Acest echipament va fi unul foarte util pentru asigurarea gestionării managementului datelor, pentru a asigura o digitalizare a serviciilor și pentru, de asemenea, pentru a asigura colectarea, păstrarea, evidența eficientă și eficace a datelor. It's also really crucial for strengthening the case management systems, which is such a big priority within the reform. De asemenea, are un rol crucial în asigurarea gestionării dosarelor beneficiarilor, un rol care se consideră că e foarte important pentru această reformă. So this work has been funded by the UK's humanitarian assistance funding for Ukraine and the region. Această asistență este oferită în contextul fondului umanitar al Marii Britanii, oferit în regiune. And the UK has been supporting Moldova through this assistance since Russia's full-scale invasion of Ukraine in February 2022. Și prin intermediul acestei asistențe, Marea Britanie oferă asistență și Republicii Moldova din momentul în care a avut loc invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022-24 februarie. The UK is committed to ensuring that humanitarian assistance in Moldova meets the basic and immediate needs of Ukrainian refugees, but that it goes beyond that as well. Prin această asistență umanitară oferită de Marea Britanie, acceptă să pune pe a răspunde la necesitățile elementare de bază esențiale și urgente ale persoanelor refugiate, dar de fapt eforturile se extind și dincolo de aceasta. And that's why it's really important for us that we're also supporting Moldovan households who've been affected, as well as system strengthening in Moldova. As well as? System strengthening. Thank you. De aceea este important să ne asigurăm că și familiile, că asistența noastră este orientată și că de aceasta beneficiază și gospodăriile familiei din Republica Moldova, dar și că putem contribui la consolidarea, fortificarea sistemelor de aici. So through this system strengthening, particularly focused on social protection, we're able to support Moldova's social protection services to become more resilient, more shock responsive, and better able to deliver for vulnerable Moldovans. Iar prin această asistență despre care vorbeam, la capitolul sistemelor, consolidării sistemelor, punând accentul pe sistemul de protecție socială, de asistență socială, a fost dorința noastră de a ajuta la aceea ca acesta să devină unul mai rezilient, unul care poate să reziste și să intervină în cazuri din astea care sunt ca crize, care pot să fie unele șocuri la care să fie expus sistemul și ca acest sistem să fie în măsură să ofere serviciile necesare pentru populațiile vulnerabile din Republica Moldova. This is really important for us to make sure that our humanitarian funding is used for interventions which really are sustainable. Pentru noi este foarte important să ne asigurăm că asistența umanitară pe care o oferim se utilizează pentru intervenții care sunt durabile. So with that, we're really, really proud to be here today to support UNICEF and also, of course, the Ministry of Labour and Social Protection to deliver for Moldovans, to deliver for vulnerable Ukrainian refugees, and to ensure the quality, effectiveness and efficiency of these services. Și asta fiind spus, reiterez încă o dată cât de mândră suntem, că putem alături de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și alături de UNICEF să oferim servicii care să fie utile și spre binele celor din Republica Moldova, persoanelor refugiate aici și ca acestea să fie oferite într-o manieră în care să fie de calitate, eficiente și eficace. So with that, I want to take this opportunity to thank our partners UNICEF for all the hard work that's gone into getting us here today. And of course to Minister Buzu and the Ministry of Labour and Social Protection and all of the workforce within the ministry, as well as the frontline workers in social protection, because we can't achieve this work without you, so a really big thank you. Pe această notă vreau să exprim încă o dată recunoștința față de UNICEF pentru toate eforturile pe care le face, chiar și pentru faptul că astăzi ne-a adunat pe toți aici. De asemenea, îmi exprim recunoștința față de domnul ministru Buzu și față de toți cei de la minister, toți cei care sunteți și dumneavoastră și lucrătorii din primă linie pentru toată munca pe care o depuneți. We know there's a lot of work still to do, but we continue to be very, very supportive of this partnership and our continued collaboration. Știm că multe urmează de făcut, dar noi vom continua să oferim susținere și să fim prezenți acolo pentru aceste parteneriate, pentru acest parteneriat și pentru colaborarea care urmează. Thank you. Vă mulțumim, doamna Brown, și mulțumim pentru suportul atât de necesar prin acest echipament pentru domeniul asistenței sociale. În continuare, îi oferim cuvântul doamnei Marina Morozova, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie.
Mulțumesc. Bună ziua, dragi colegi din teritoriu. Sunteți cei mai harnici, de fapt, ați venit la prima oră în Chișinău pentru un așa eveniment frumos. De fapt, săptămâna începe în forță și foarte, foarte frumos. Vreau să mulțumesc aici ministrului Buzu și întregii echipei pentru eforturile colosale de reformare a sistemului de asistență socială și pentru determinare de a asigura angajații din sistem cu formare continuă, cu echipament care este necesar pentru prima linie și pentru digitalizarea serviciilor care vor îmbunătăți procesul nostru de lucru și vom avea cât mai mulți beneficiari care vor simți aceste schimbări. Reforma Restart este un pas extrem de important pentru cetățeni, pentru fiecare familie care este în categoria vulnerabilă. Gestionarea serviciilor sociale în țară de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale va elimina factorul politic și va uniformiza serviciile noastre de la raion la raion. Un accent important trebuie să-l punem pe suportul oferit copiilor care se află în familii social vulnerabile și în situații de risc. Dumneavoastră sunteți cei care sunteți în preajma lor. Dumneavoastră trebuie să-i identificați, să le oferiți tot suportul și să ne spuneți nouă ce suport aveți nevoie pentru ca să fiecare copil, fiecare fată, fiecare femeie bătută în casă să aibă suportul nostru atât în teritoriu cât și la minister. Auzim zilnic cazuri de viol, de violență, de sărăcie. Iar dumneavoastră sunteți ambasadorii, de fapt, acestor persoane. Dumneavoastră sunteți cei care puteți schimba sorți. Și de noi toți depinde cum o vom face. Munca fiecăruia de noi contează și fiecare copil trebuie să simtă în siguranță la el acasă. De aceea, dragi colegi, în Parlament, cât și în Guvern, se duce o muncă enormă pentru a oferi tot sprijinul dumneavoastră ca să aveți toate condițiile pentru ca să ajutăm familiile în criză. Vă rugăm tare mult să fiți alături de noi, să fim în legătură și să ne spuneți ce trebuie să îmbunătățim, astfel încât munca dumneavoastră să fie cât mai ușoară. Reforma programului de ajutor social, și anume dublarea numărului familiilor cu copii incluse în program, va stimula angajările beneficiarilor de ajutor social. Sunt foarte multe măsuri și politici care se îmbunătățesc în fiecare săptămână. A fost instituit Inspectoratul Social de Stat, anterior Inspecția Socială, instituție care va face regulă în domeniul ajutoarelor și serviciilor sociale. S-a îmbunătățit mecanismul de protecție a victimelor violenței în familie și a infracțiunilor sexuale. Nici o femeie nu trebuie să fie bătută în propria casă. Iar dacă se întâmplă acest lucru, dumneavoastră trebuie să fiți cei care cu voce tare să vorbesc despre acest fenomen. Aș vrea să le mulțumesc partenerilor noștri de la UNICEF și la Ambasada Marii Britanii, care ne oferă suportul continuu, atât Ministerului cât și în Parlament. Foarte multe politici, legi le-am adoptat în Parlament cu ajutorul partenerilor noștri, iar acest suport tehnic ne va ajuta pe noi toți ca să combatem violența în familie, ca să combatem sărăcia în rândul copiilor și ca să combatem orice tip de viol asupra copiilor. Dragi colegi, e în puterea noastră să schimbăm lucrurile și eu vreau să vă transmitem acel respect și acea forță care trebuie să o aveți dumneavoastră în raioanele din care veniți. Trebuie fiecare persoană din societate trebuie să vă cunoască, trebuie să vă respecte și să vă cunoască ca un bun ambasador al schimbărilor. Eu vă doresc mult succes
și fie ca acest echipament să ne ajute pe noi să, pe lângă datele care ni le va oferi și pe lângă toată informația care va fi introdusă în acest echipament, să depistăm cazuri care să putem să le ajutăm. Într-un ceas bun și noi, în continuare, vom fi alături de toate echipele din teritoriu și vom veni la dumneavoastră pentru a lucra împreună. Mult succes! Mulțumim, doamna Morozova, promotoarea și ambasadoarea domeniului de protecție socială în legislativ. În continuare, o invităm pe doamna Larisa Ilașco, asistentă socială comunitară din satul Gandura, raionul Ialoveni. Aș vrea să menționez că doamna Ilașco are peste 17 ani de experiență în domeniul asistenței sociale. Vă mulțumim pentru dedicație. Încă aceasta, doamna Ilașco a registrat performanțe și rezultate extraordinare pe care ne dorim să le vedem la toți lucrătorii și toți colegii din primariu. Vă rugăm, aveți cuvântul. Bună ziua, stimate domnule ministru Buzu, stimată doamnă reprezentantă UNICEF în Republica Moldova, doamna Maca Damaș, onorată asistență, stimați parteneri, stimați colegi. În numele asistenților sociali, permiteți-mi să-mi exprim considerația și mulțumirea pentru această donație. Acest echipament IT va fi cu o destinație specială și pentru toți beneficiarii din comunitățile noastre, cât copii, atât și bătrâni. Suntem siguri că această donație, fiți siguri că nu este doar o simplă achiziție de echipament IT, ci reprezintă o investiție în siguranța și binele comunităților noastre. Contribuția dumneavoastră ne oferă nu doar mijloacele, ci și siguranța că putem continua să ridicăm standardele minime de calitate în domeniul protecției sociale. Promitem să vă ținem la curent cu progresele și impactul pe care le vom obține în teritorii. Și vă mulțumim din suflet că ne sunteți alături și cu eforturi comune vom realiza și vom obține noi succese. Noi, cei din teritoriu, susținem reforma Restart, care a adus în teritorii mai aproape de beneficiari, de cetățeni, mai multe programe și sperăm să dezvoltăm servicii sociale de calitate în teritoriile Republicii Moldova. Vă mulțumim mult pentru efortul depus și ne suntem alături. Împreună vom reuși! Dacă nu sunt întrebări, vă invit să facem toți o poză de grup, după care vom face o mică excursie prin depozitul unde vă vom arăta toți pagăți care tot astăzi va fi preluat în parte de colegii noștri.